tine nu te-am salutat. Binecuvintează-n al preasfințite, Părinete! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindele ești și toate le privești, Visierul Unătăților și Cădătorile Viață, vino și te sărășnuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată pinăciunea și mântuiește de bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește Împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, Petru, Ioan, Vasile, Ilie, Pavel, Emanuel, Alexa, Ioan, Obreșa, Ioan, Valeri, Grigor, Gavrilă, Gheorghe, Ioan, Ilie, Ilie, Dănilă, Ioan, Pavel, Valer, Cornel, Dumitru, Ioan, Vasile, Gheorghe, Petru, Teodor, Grigor, Iliuț, Ioan, Emil, Aurel, Grigor, Ilie, Ionel, Laurean, Ștefan, Teodor, Ioan,
Alexa, Filon, Grigoriu, Ioan, Ioan, Ionel, Simeon, Teodor, Ioan, Victor, Grigor, Ioan, George, Vasile, Ioan, Grigor, Mihail, Augustin, Teodor, Nicolae, Dumitru, Ioan, Ioan, Grigor, Ioan, Teodor, Teodor, Valer, Teodor, Neche, Vasile, Constantin, Gheorghe, Gheorghe, Ioan, Teodor, Teodor, Alexa, Basil, Ioan, Ioan, Mihail, Nicolae, Ioan, Ioan, Iosif, Tănase, Ioan, Petru, Sândică, Gheorghe, Ioan, Ioan, Miron, Grigor, Ioan, Gheorghe, Ignat, Iosif, Simeon, Teodor, Ilie, Simeon, Ioan, Teodor, Costan, Ioan, Cifor, Ilie, Ioan, Mihai, Gheorghe, Filon, Ioan, Simeon, Gheorghe, Grigor, Ilie, Grigor, Ioan și Ioan, și ale tuturor eroilor neamului nostru, care au căzut pentru libertatea, pentru demnitatea și pentru unitatea noastră, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a putut toată durerea, suspinarea și întristarea, și orice păcat au făcut ei, cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu știința și cu neștiința, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-le-lor, Doamne! Dumnezeu să că nu ești om care să fie viu și să nu greșească. Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Gata, aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bun, fie rău. În al preasfinția voastră, Părinte Mitropolit, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, onorată asistență, ne aflăm astăzi, 3 septembrie 2020, în parcul satului Urca, pentru a sfinți acest frumos monument închinat eroilor și veteranilor satului Urca. Așa după cum se știe, în data de 4 iunie 1920, România a semnat tratatul de pace cu Ungaria, prin care aceasta a acceptat rezoluția marilor puteri și a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, privind întregirea României. La acest act a participat toată suflarea românească din vechiul regat Transilvania, Basarabia și Bucovina. Corifeii Marii Uniri au lăsat un testament care sună așa: spuneți generațiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătaie pentru întregirea neamului. Dorința aceasta a fost exprimată și de oameni simpli, ca de exemplu un soldat găsit mort în ranița căruia s-a găsit următoarea poezie: nu plânge, maică Românie, că am să mor neîmpărtășit, un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge, maică Românie, pentru dreptate noi pierim, copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da oștiri. Nu plânge, maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare și ne cheamă și pe noi la praznic, când România va fi mare. Iată că la 100 de ani, mai bine de la terminarea primului război mondial și a 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, aducem un pios omagiu a și acestor eroi din satul Urca, luptători în primul război mondial și al doilea război mondial și nu numai lor, ci și veteranilor de război. Numele celor care mor pentru patrie trebuie păstrate în temple și scrise în cărți de aur, ca un izvor de glorie și noblețe pentru generațiile viitoare, spunea un mare scriitor francez pe nume Montesquieu. Este ceea ce facem astăzi, repet, aducând un omagiu eroilor din satul Urca pentru faptele lor,
ca ucenici al lui Hristos și prin judecata faptelor lor, a faptelor bune care s-a ridicat acest monument. Pe acest monument sunt scrise în piatră 123 de nume, care sper vor fi citite și pomenite și omagiate de generațiile viitoare. Mulțumim Consiliului Local Vișoara și, nu în ultimul rând, domnului profesor Alexandru Păsat, care din păcate lipsește, care este autorul acestui frumos monument, și domnului inginer Zamblău pentru realizarea acestei veritabile opere de artă. Vreau să vă spun că am o mare decepție, pentru că s-a dus dintre noi domnul profesor Vișinescu, care avea numele a doi urcani care au fost omorâți la Revoluția din 1848 și care, la căror nume trebuia să fie scris pe acest monument. Și vreau să dau citire unui gând al lui Avram Iancu pe Câmpul Libertății de la Blaj de la 1848. Uitați-vă pe câmp, românilor, suntem mulți, ca cucuruzii brazilor, suntem mulți și tari, că Dumnezeu e cu noi. Iată că Dumnezeu a vrut ca în această zi de 3 septembrie să sfințim acest monument și Dumnezeu a vrut ca preasfinția sa, mitropolitul Clujului, Sălajului și Maramureșului, Andrei, să ne cerceteze încă o dată. Și pentru cuvântul de învățătură al domniei sale, țin să-i mulțumesc mult în numele dumneavoastră și al întregii comunități din Vișoara. Spun aceste gânduri și cuvinte pentru că din partea mea și a tuturor locuitorilor Vișoarei îi dorim multă sănătate și, așa cum se spune la Sfânta Scriptură și în fiecare duminică la biserică, Părinte Mitropolit, să vă dea Dumnezeu cuvânt cu putere lungă, cu putere mare, să treceți peste greutățile care vin. Numai atâta să ne gândim că doar în urmă cu 2-3 săptămâni, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Sfânta Sofia din Istanbul, a fost iară trecută sub talpa islamului. Biserica ortodoxă trebuie să ne unească și prin prezența dumneavoastră aici, cred că ați contribuit la alinarea sufletului românilor. Vă mulțumesc încă o dată. De asemenea, vreau să mulțumesc presei și să vă mulțumesc dumneavoastră pentru modul în care ne-ați onorat cu prezența. Și pentru că această manifestare să fie încheiată cât mai frumos, l-am invitat pe cunoscutul cântăreț de muzică populară Ionuț Langa în satul Urca. Am vrut de mult să-l aduc. Iată că Dumnezeu astăzi a vrut să fie în fața dumneavoastră. Îl invit să vă cânte un cântec patriotic și opriceaznă. Mulțumim mult!